Sultan visează la Naționala României. Așa îl cheamă pe românul descoperit de Mutula Arabi. E fundașul cu tată palestinian care a trăit toată viața în Suedia și în Emirate. Mama lui e din Iași, iar el stă la Dubai. 22 de ani are Sultan, românul din Emirate, care a învățat fotbal în Suedia. El acum se bate la promovare și visează la duelurile cu Olăroiu. I know the Romanian coaches here in UAE, and I of course would like to meet them and play with them or against them one day. Născut în Emirate, din mamă româncă și tată palestinian, Sultan joacă pentru Al Arabi. Primul lui antrenor de la Arabi a fost Mutu, la tineretul celor de la Al Wahda. It was a good learning experience. I had fun and it made me stronger. Jucătorii se opresc din antrenament când se aude chemarea la rugăciune de la moscheea de lângă stadion. Sultan nu ar spune nu unei oferte din România. Așa ar putea să-și îndeplinească mai ușor visul. I would love to represent my country, the Romanian national team. It would be a dream coming true. De 3 ani nu a mai ajuns Sultan în România. I love the Mama Liga and Shorba di Mamaia. The first thing I do when I go to Romania is to go to Țară. În Emirate, Sultan are parte de cele mai bune condiții. Fost practicant de MMA, el e pasionat și de schi. E îndrăgostit de pârtiile din România. I love my country's nature. It's amazing. Here in Dubai, we can go and ski even when it's 30 plus degrees outside.